Partida dintre ocupantele primelor două poziții din clasamentul seriei 5 a Ligii A3, un adevărat derby al sezonului de toamnă, s-a jucat pe o vreme câinoasă la Râșnov. Liderul la zi din această grupă, Olimpic Cetate Râșnov, a primit vizita mușcelenilor de la AFC Câmpulung Mușcel. A fost o dispută destul de aprigă, dusă uneori dincolo de limitele regulamentului, jucătorii brașoveni, utilizând de toate mijloacele, pentru a-și apropia victoria. Gazdele au deschis scorul prin Bogdan Roșu în minutul 43, iar la pauză au intrat în avantaj. Fotbaliștii antrenați de Vasile Slăninoiu au pornit într-o cursă de urmărire, reușind să puncteze prin Antonio Niță în minutul 75. Mușcelenii puteau chiar să obțină toate cele trei puncte puse în joc, dacă, la faza la care a scăpat singur cu portarul advers, Codruț Turcin nu rata ținta. S-a terminat 1-1, iar formația câmpulungeană rămâne pe poziția secundă a clasamentului, la egalitate de puncte cu liderul, câte 29 fiecare, iar în următoarea etapă, la câmpulung vine echipa de pe locul 4, AFC Odorheiul Secuiesc.